unde este lumină, unde este apă și căldură, acolo e bine. 100 de copii din ciclu primar servesc dejunul cald zilnic în cantina nouă. Decât să-mi fie dor de părinți, mai bine să-mi fie dor de străinătate. Vreau să mă mai implic în câteva proiecte, vreau să lăs ceva în sat. Acolo era un glod strașnic. Ieșăm până la șosea cu caloși. Încercăm să introducem localitatea Ciciulea într-un traseu turistic, care noi suntem mărgineași cu Pădurea Domnească, rezervația Pădurea Domnească, Zimbrăria, Țara Bătlanilor. Ar fi bine să fie o canalizare centralizată. Suntem două țări, parcă ar fi o țară. E bine, dacă muncești, hai! Am revenit aici pentru că iubesc la țară, să locuiesc. Cu ajutorul Uniunii Europene, satul se dezvoltă. Să fie cât mai multe gospodării conectate la gaz. Trotuare sigur în Ciciulea, din cadrul proiectului Migrație și Dezvoltare Locală. Bine v-am găsit, de această dată vă salutăm din localitatea Ciuciulea, raionul Glodeni. Am venit să cunoaștem viața oamenilor și faptele lor, viața satului așa cum este ea. Pentru început am vrea să vă întrebăm cum sunt drumurile din Ciuciulea. Dacă aș cataloga eu drumurile din Ciuciulea, aș spune așa, pe un bine spre suficient. De-a lungul satului Ciuciulea traversează drumul raional cu o lungime de un kilometru și jumătate, plus minus, drum raional asfaltat, un asfalt pus încă prin anii 1986, recent reabilitat câteva porțiuni în ultimii ani. În rest, din drumurile locale, noi avem prin câteva proiecte, într-o zonă vreo 500 de metri de drum asfalt și în altă zonă vreo 600-700 de metri de drum asfalt. În rest, majoritatea, să zicem așa, 90% din drumuri sunt pietruite, doar câteva porțiuni mai îndepărtate, care nu au înveliș de piatră pe drumuri. Sperăm că o să reabilităm în totalmente și, dar din fondul rutier care îl avem, atât e posibil de realizat. Asta este prima problemă când toți oamenii au necesitatea drumurilor bune. Lumea are canalizare autonomă, dar se ridică întrebarea pentru sănătate, pentru viitorul copiilor noștri, pentru viitorul satului, să avem un sistem de canalizare centralizat. Pe ce drumuri mergeți? În zona unde locuim sunt drumurile bune. Am în vedere că este pus piatră. Ați participat la vreo lucrare de amenajare aici în localitate? Da, desigur. La ce ați participat? Când și... Am participat la amenajarea acestui parc, chiar, care a fost în localitate. Am participat la amenajarea în fața primării, în fața casei de cultură, unde sunt am sădit flori. Plantarea de păduri, de... Ați plantat și păduri? Da, sigur. În tot anul plantăm și avem peste 5 hectare de păduri plantați în jurul localității. Semănăm floarea soarelui. Pe ce suprafață? 42 de hectare. Da, în total gospodăria dumneavoastră agricolă? 400 de hectare. Așa. Cu ce le cultivați? Noi, cereale. De ce faceți agricultură? Mi-e drag. Eu lucrez și în fitotehnie, dar vităritul de 45 de ani, cum asta e, eu nu l-am... Aveți distrus. Și vite? Aveți și vite? Avem vite bovini, avem unde vaci mulgătoare la 30 de capete, cealaltă tinerete, iar vă 70 de capete. Am și porcini la 100 de capete. Trebuie de muncit. Adică dacă muncești? Dacă muncești și asuți, numai decât rezultate sunt. Dacă fiecare la casa lui, să facă ordine ca unde locuiește, și până de la poartă și lângă poartă. Și la pământul. La pământ, numai decât toți împreună trăim mai bine asta. De la mic la mare, iată pădurile care le vedeți. Eu când m-am născut, aici era, când te uitai, era tot galben. Tot put. Numai când te duceai în băieles, era o leac de iarbă și era verde. Era tot galben. Și atât ele sădite,
în 75% de copii. Încă era o măt pe vară așa. Și în păpușeia așa, și cârlețul, și am pus ștejar, țâmniță. Și acum? Și acum m-am mândresc, spus, e natură. Vă implicați și în dezvoltarea satului? Da, totdeauna. Chiar și indicatorul care l-ați văzut, eu l-am făcut personal cu oamenii în atelierul de reparație. Dar de ce vă dau lacrimile? Emoții. Când, cum știi că ai sudat, cum spune, și asta e și emoții și îmi pare bine, cum spune că ceva este din urma mea. Viața mea la Ciciule e de artist. Ca să vă spun sincer. De ce? Majoritatea timpului, a vremii, a zilelor mele, eu le petrec la Casa de Cultură, pentru că particip la ansamblu Doruleț și particip și la grupul. Seniori, grupul de seniori. Și aveți și timp și pentru un grup și pentru celălalt, da? Am timp, da, mă stărui. Îmi place ca să particip și soțul meu regretatul a fost șef la Casa de Cultură și copiii mei sunt legați de cultură și eu de asemenea, ca familie, ca mamă, sunt și eu activă, îmi place. Îmi place viața, interesant. Activă, așa. Da, viața activă. Când veniți la Casa de Cultură, ce vedeți că ar mai trebui făcut în localitate? Noi am văzut astăzi și multe case care par să fie părăsite. Am sărăcit cu totul fără tineret. Ne iau copiii, noi ducem dorul de nepoți, știți? Noi nu putem să vedem nepoți cu ani. Acolo o să fac cuibul. Să fac prieteni, cunoscuți, să angajează la servicii, copiii merg la școală, învață altă limbă și e greu de întors. Se bucură de noi că avem condiții. Nu vreau să zic prea bune, ori de laudă, dar într-adevăr e bine. Unde este lumină, unde este apă și căldură, acolo e bine. Unde suntem aici? Ne aflăm în cantina școlii, instituții publice, gimnaziu Ciciulea. Este o cantină nouă. Și unde se află ea? Cantina este nouă, dată în exploatare recent, în anul 2024. De la 19 ianuarie am reluat activitatea în blocul renovat recent, datorită fondului de programului satului european. În jur la 3.400.000 de lei suma totală a proiectului, dintre care 1.000.000 constituie suma de dotare cu echipament renovat, nou, performant. Ce aici se vede în interior, tot este procurat în baza proiectului. Actualmente învață 222 de elevi, dintre care 100 de copii din ciclul primar servesc dejunul cald zilnic în cantina nouă. Tot în acest bloc al gimnaziului se află și? O sală de sport performantă în care elevii practică orele de sport în perioada de iarnă. Sala este datorită fondului de investiții 2, care constituie 1.000.000 de lei. Ce condiții pentru a practica sportul aveți voi aici în școală? Condițiile pentru a practica sportul în instituție sunt foarte satisfăcătoare. Este o sală de sport iarnă și stadion, teren de fotbal afară, foarte performant. Este dotat cu mingi, chiar este și dotat cu pentru mai multe sporturi, sportul șah, dame, tenis, sunt dotate cu orice aspect care poate fi. Eu practic șahul și damele. În fiecare zi pot să vin aici, la cerc, este dotat. Te-am văzut că ești îmbrăcat în training, practici și sportul. Da. Ce sport practici și unde anume? La lecție educația fizică, basket, fotbal, volei. Cum sunt condițiile pentru a practica sportul la gimnaziul de aici, din sat? Condițiile sunt foarte bune, mulțumim. Strângem lavandă, măceiaș, cimbru pentru a le vinde la ziua diasporă în localitate. Obțineți bani și cu banii ce faceți? Cu banii organizăm excursii unde aflăm locuri noi, diverse monumente istorice. Așa. Și la sport? La sport cu fotbalul avem zone și câștigăm, obținem locuri. Ce
Ce vrei să devii tu în viitor? În viitor vreau să devin medic. S-a încheiat proiectul de renovare a grupului sanitar interior, care constituie 980.000. S-a construit în perioada de iarnă, decembrie, ianuarie, februarie, s-a dat în exploatare și funcționează de acum din luna martie, este pus în funcțiune. Încă avem nefinisate sala de festivități la etajul 2, lipsește sistemul de canalizare în exterior. Avem nevoie ca să schimbăm tâmplăria toată în blocul de studii, să izolăm termic exteriorul, tavanul și subsolul. A pleca și nu a pleca este alegerea fiecăruia dintre noi. Eu am ales să rămân. Am fost foarte multe ori peste hotare și am ales să-mi fie dor de, nu știu, de bine. Dar și la noi e bine, dar decât să-mi fie dor de părinți, mai bine să-mi fie dor de străinătate. Ciciulea noastră chiar într-adevăr este foarte frumoasă. Îmi place ceea ce fac, îmi place că lucrez cu oamenii din sat, că pot să discut și cu cei mai tineri și cu cei mai în vârstă. Oamenii pleacă pentru că au necesități și oricât de mult nu s-ar stărui, nu știu, și administrația publică locală și toate organele noastre să facă ceva, întotdeauna este loc de mai bine. Eu consider că Moldova noastră este o țară frumoasă unde o să se întoarcă cu siguranță toți cei plecați. Pentru că oriunde în lume noi pleca, cântăm despre Moldova, plângem despre Moldova. Am fost mai mult de 10 ani eu, soțul are cu mult mai mult, pentru că oricum familia încă are nevoie de ajutor. Mai mulți ani peste hotare am mai făcut ajutoare pentru grădiniță, pentru trotuare, pentru iluminare, unde a fost nevoie. Era o bucurie pentru a bucura pe cineva. Știți, chiar îmi place pentru că vreau să mă mai implic în câteva proiecte, vreau să lăs ceva în sat sau poate vreau să fac ceva în strada unde am locuit. Mă gândeam la un proiect cu un teren de joacă. Inițiativa și pornirea noastră a fost ca să producem noi. La noi a fost pusă baza pe pizza și pe plăcinte. Din păcate, mai avem nevoie de o încăpere, spațiu și utilaj mai profesional. Eu am lucrat pizzerist și adică iubesc aluatul. Asta a fost un vis pe care îl vedeam și noaptea, îl desenam. Dar acasă? Dar acasă. La Ciciulea? Se poate și acasă. Și se poate ca noi să dezvoltăm localitatea, noi să facem ca să nu se piardă satele. Oamenii să revină acasă, că acasă e cel mai bine. De unde știți cum este? Ați fost și dumneavoastră plecat? Da, am fost și eu plecat 2 ani în străinătate, am revenit în anul 2000 acasă și de atunci încerc cumva să rezist, să trăiesc aici, alături de seminii mei, de prietenii mei, de oamenii mei din localitate. Implementați ceva din ceea ce ați învățat fiind în străinătate aici, în localitatea dumneavoastră? Sigur, revenind acasă din străinătate, am inițiat și eu o afacere. Până ajunge să fiu administrator a satului, am avut afacerea proprie. Am deschis o loiniță, o moară de ulei și un magazin alimentar. Am fost implicat și în creșterea păsărilor. Ce faceți cu gunoaiele menajere? Prin anii 2017 să colectăm gunoaiele menajere cu o căruță. Așa. De la ușă la ușă, de la poartă la poartă. Apoi, având un tractor în gestiunea primăriei, am redeschis un serviciu de colectare a gunoaielor și a gunoiului menajer. Și astăzi tractorul colectează gunoiul de la poartă la poartă. Și aveți încheiate contracte cu, da? Oamenii achită pentru, prin decizia Consiliului Local, achită pentru fiecare sac o taxă. Și astfel rezistăm și noi în speranța că vom accesa la un proiect sau
La nivel național se va deschide un proiect major pentru colectarea la platformele centralizate. Vă mulțumim foarte mult, vă lăsăm să continuați să croșetați. Luați dumneavoastră microfonul. Sunt mândră de satul nostru, că când m-am căsătorit în anul 92, m-am căsătorit în partea de sus a satului. Vă spun corect că acolo era un glod strașnic. Ieșeam până la șosea cu caloșe, cum se spune, și încălțam papuci să mergem spre serviciu. Dar acum ne mândrim că avem drumuri bune, avem lumină. Avem în localitatea Ciuciulea un conac construit la 1830 de către boierul Gheorghe Leondari, care a primit moșia satului Ciuciulea de la domnitorul Ipsilantie Vodă.
Revenind aici pe teritoriul nostru, primind această moștenire, construiești conacul boieresc care din spre fericirea noastră este păstrat și în ziua de astăzi, spre regret nu se mai investește în el de ceva perioadă de timp. A fost o clădire folosită ca clădire administrativă a școlii profesionale, tehnice aici. Astăzi conacul stă închis. Am încercat din nenumărate ori și nu recent. Se, nu se află în subordinea și nu nici află în gestiunea dumneavoastră. Nu se află în gestiunea primăriei. Am încercat prin câteva scrisori către ministerie să-l aducem cu tot ce este în jurul lui la noi, în gestiunea noastră, ca să-l putem păstra, cel puțin conserva, să rămână cu speranța și sigur că o să revină, dacă nu apucăm noi valul de revenire a cocorilor noștri acasă, o să-i apuci copiii noștri, dar o să revină. Dar în speranța și în majoritatea proiectelor care ne implicăm toți localnici și toate grupurile de inițiativă, încercăm să introducem localitatea Ciuciulea într-un traseu turistic care noi suntem mărginiași cu Pădurea Domnească, rezervația Pădurea Domnească, Zimbrăria, Țara Bătlanilor, deci nu Suta de Movili. Astfel am încercat prin diferite proiecte să reabilităm o clădire veche a fosta maternitatea satului într-un hostel, într-un loc de cazare pentru și turiști. Și ați reușit. Și am reușit. Astăzi avem patru camere reabilitate unde am putea să cazăm pe orice doritor care vine și vrea să rămână peste noapte aici în zona Prutului. Ne ocupăm cu potcovit cailor de timp de 30 de ani. Noi am fixat piciorul ca să nu poată duce nici în colo. Strânge mai tare, strunește așa. Și am ea trebuie să-i curățăm copita. Ia că aici este, el are rândunică. Ia că asta trebuie să o tăiem. Ia că aici între astea se nimerește chiatră. Ia că aici. Ia, se închide și el. O nimerit o chiatră și nimerește alta și tot se duce și duce calul și căpătează. De atâta și merge el. Nu merge ca tare. Ăsta e potcov nou. Și-am luat și-am tăiat tot pe măsura lui ca să o punem aici. Dar e că nu ne vine până când. Noi trebuie să-i facem loc la... Are un fixator aici. Ia că este. Aici este tătrolul principal care se ții potcova. Ia că asta e... Asta, și am întrebat de un călzit și de o, ca să fac el loc. Am mergem la încălzit. Haideți. E simplu. Că pe el de ripui potcoava. Iată așa. Ia că asta te. Ia că s-a făcut loc. S-a așezat asta. Ia că punem potcova, ține-o. Punem potcova. Și îi batem cu el. Turcăm ca el. Stai. Stai, Oleg, și mușcai. Ține strâns asta. E o meserie grea, de la cine ați depris? De la părinții mei am învățat-o. Și nu părinții mei au lucrat. Și nu ați încercat pe parcursul vieții să vă ocupați cu altceva? Am lucrat până în... pe... tractorism. E o meserie care vă aduce și venit? Nu prea, aș zice, dar dacă șesc coatele pe gară, nu-ți dă nimic. Câți cai ați potcovit la viața dumneavoastră, nu, știți? Nu-i putem număra. Când vă este mai greu? Când sunt cai nărăvași? Cu nărăvași cam e greu de lucrat cu dânși. Sunt cai cu minți, dar... Dar îi faci și cu aceea, dar ce-i faci? Trebuie să-i... Omul vine și cu dânsul, trebuie să-i chinui cu dânsul aleacă, dar să facem. Să vă mulțumim,
am serviciul meu stabil în altă parte. Deci asta e o îndeletnicire, e un hobby. E un mic hobby pentru a-mi petrece timpul liber, să fac ceea ce îmi place. Adică asta e lumea mea, aici mă regăsesc, aici sunt emoțiile mele care le redau prin firele, prin jucăriile care îmi ies. I-am pus răcit acasă, am pus la deal, mlajă să am, cu dânsa legia, la biserică am dat vreo 4 coșeri, de sermă pun fusei, nu pun de mlajă. Mlaja nu ține mult. Bunelul punea de mlajă când el lucra și ne-a arătat. Dar eu am pun fusei de sermă, că ies și mai sănătoasă, mai vânjoasă, mai... După ce o fac, o propun la pres, ca presul, știi, să șibe mai deasă. Să șibe. O pun așa la pres, șibe mai deasă. Și e că are, au ruși, au tăt. Au mânere. Așa? Cu ea mai trebuie, mai podări ori, dacă cu asta mă ocup. Ciuciulea a devenit de la o vreme o adresă pentru sculptori. Anul acesta va fi a câta ediție? A patra ediție a atelierului de sculptură, un atelier de sculptură internațional cu sculptori din afara țării, precum România, Irlanda, Germania, Austria. Am avut de peste tot, care s-au lăsat sculpturile aici în parc. Asta a fost o inițiativă a noastră, a localnicilor, am inițiat o alee, aleea Băștinașilor, parcul poartă și denumirea Parcul Băștinașilor. S-au implicat și au donat prin Asociația de Băștinași, care o avem în localitate, mulți băștinași de peste hotare și cei de aici, de pe loc, sătenii. Anul ăsta, prin proiectul Dar 1 plus 3, finanțat de către Biroul Relației cu Diaspora, am fost selectați pentru atelierul al patrulea, unde vor mai fi amplasate încă 10 sculpturi, pe lângă cele 19 care sunt în spatele nostru, în preajma noastră. Când, în ce perioadă se desfășoară acest atelier? Planificăm să facem atelierul sfârșitul lunii iulie, începutul lunii august. Am spus că invităm și din Maramureș, din București, de data aceasta vedem cu ce lucrări vin ei, dar tema atelierului ar fi tradiții, istorie, obiceiuri. Anul acesta, în luna iunie, lecții practice o să facă și un liceu de arte plastice din Chișinău aici. Astăzi este cel mai mare parc din Republica Moldova cu sculpturi în lemn. Sunt membru al grupului de seniori Ciciuleanca. A fost creat în 2017 la inițiativa primarului de atunci și de acum, care este. Noi am fost foarte receptivi, fiindcă acasă avem o viață așa mai monotonă. Dar venind, învățăm cântici, ne mai ajută Casmedul, au trimis juriști, ne-au făcut lecții, am mai participat noi la diferite traininguri, ne-au învățat cum să facem un proiect. E foarte... îmbătrânim frumos. Dumneavoastră a spus că la noi în sat sunt condițiile aproape ca la oraș. Dar eu aș zice că sunt mai bune decât acel de la oraș. Fiindcă apă avem, încălzire avem, eu personal iarna trecut m-am încălzit cu gaz, lumină avem, drumuri bune avem, păsări avem, pământ avem, avem totul la nostru, natural, și mi-a socot că e mai bine că la oraș. Unicul lucru ce noi n-avem și ne trebuie, și o menționa și domnul primar, o canalizare. Fiindcă 99 de case, din gospodării din sat au apă și din trânsele 80 au baie, au mașini de spălat automat, au ce un casă, au, și apa, canalizare la poartă. Dar fi bine să fie o canalizare centralizată. Eu știu că pământul mai filtrează apa, dar nu o filtrează așa,
cu mărdușul, o filtrează, o faci curată. Da, ne refeream la un sistem de canalizare clasic cu stații de epurare. Între timp, lucrurile s-au schimbat și au apărut fose septice cu bacterii. Așteptăm iarăși să vedem cum putem implementa cu ajutorul donatorilor externi. Primăria Ciuciulea are 3 parteneriate de înfrățări, 2 cu 2 comuni din România și o comună din Polonia. Am avut și frumoasa ocazie să mergem noi în schimb de experiență în România cu o delegație. Au fost și delegația din România la noi, dar și am și implementat câteva proiecte comune. Care sunt? Am implementat proiect comun în grădiniță, s-au schimbat în câteva grupuri paturile pe care dorm copiii. A fost o donație din partea prietenilor noștri de la Bistrița Năsăud, județul Bistrița Năsăud, comuna Prundul Bârgăului, unde domnul primar Doru Crișan, vizitând localitatea Ciuciulea, a zis că, domn primar, dați să alegem grădinițele, că mi-s de suflet acești copii, copilași. Și ei sunt viitorul. Și ei sunt viitorul. Apoi au urmat și câteva dotări în terenul de joacă din partea lor. Într-un final au urmat și o donație de la fiecare grădiniță și numărul 1 și numărul 2 cu câte o mașină automată de spălat. La Crăciun ei vin la noi cu daruri pentru copiii noștri. Avem un proiect implementat împreună cu grădinița Floarea Albastră București România și grădinița, instituția de educație timpurie numărul 19 Îngerașii din municipiul Bălți. Ce înseamnă aceste parteneriate cu colegii dumneavoastră din România? Pentru noi înseamnă experiență. Am mai avut și înainte un parteneriat care se numea Două țări, aceleași tradiții. Suntem două țări, parcă ar fi o țară. E o legătură anume cu această grădiniță pentru că e o educatoare, o fostă colegă, o băștinașă din sat și de aceea ținem legătura și avem acest parteneriat. Ce proiecte ați realizat? Avem realizat construcția acoperișului grădiniței de guvernul României. Cu România avem topogane pentru copii și avem două dormitoare, paturi pentru copii de la înfrățirea cu România, Prundul Bârgău. Condițiile sunt bune, dar mai trebuie de rezolvat, de podul de reparat, podeala, pereții, ca pe vremuri, cum a fost odată. Văd că aveți și lucruri noi aici. Da, avem cotă, avem stelaj, cum e viața lăsată, e bine. Dacă muncești, hai! Iată, tinerii spun că multe se realizează datorită proiectelor Uniunii Europene. Dumneavoastră vedeți viitorul Republicii Moldova în Uniunea Europeană? Dacă majoritatea o văd, vedem și noi, dar copiii și eu și doresc să aibă locuri de muncă, să rămâi în țară, să lucreze. Noi, cu toții suntem fericiți, cu frați, verișori, părinți, dar și bunici, avem prieteni. Activitatea în grădiniță pentru mine înseamnă jocul de a învăța copiii ceva frumos și util în viață. Am făcut studiile la Colegiul Pedagogic Bălți. Și am revenit aici pentru că iubesc la țară, să locuiesc. Și condițiile de activitate? Sunt foarte bune. Punem accent pe dezvoltarea tradițiilor din grădiniță pentru ca copiii să cunoască valorile spirituale, morale ale Republicii noastre Moldova, să a neamului nostru moldovenesc și românesc și să cunoască multe jocuri, multe
prin joc noi dezvoltăm atenția, gândirea, vorbirea, memoria. Prin joc învățăm, prin joc cântăm, prin joc numărăm, învățăm să citim. Eu cred că cu jocurile noastre folclorice vom ajunge în Uniunea Europeană cu mare drag și ne dorim ca să ajungem în Uniunea Europeană. Pe copii învățăm predarea, învățare prin anumite jocuri, starturi vesele care dezvoltă creativitatea, atenția. În această instituție mă simt ca a doua acasă, ca la mine acasă. Viitorul acestor localități cu ajutorul Uniunii Europene, satul se dezvoltă cu ajutorul primarului, prin diferite proiecte. Pentru traiul de la țară avem de toate. Am dorit și noi ca în sat să fie cât mai multe drumuri bune, să fie cât mai multe gospodării conectate la gaz, fiindcă prețul este costisitor și nu au posibilitate toate gospodăriile ca să se conecteze. Dorim noi ca să fie cât mai multe investiții, ca Republica Moldova să fie un Uniunea Europeană, să avem și noi aceleași facilități pe care le au europenii, să ne fie pace. În jur de 200 de gospodării au posibilitatea astăzi să se conecteze cu contorul în fața porții. De ce credeți dumneavoastră că Republica Moldova trebuie să fie în Uniunea Europeană? Dacă nu-i bine acolo, nu s-ar duce copiii noștri. Dar aș dori ca cei care s-au dus să întoarcă înapoi, ca la noi să fie și mai bine ca în Uniunea Europeană. Așa să fie. Echipa Hai Ciciulea de la gimnaziul Ciciulea apără cinstea școlii, apără cinstea satului. Am înțeles că vă pregătiți pentru? Pentru campionatul Republicii, zona din nord, unde sunt 6 echipe, Drochia, Ocnița, Edineț, 2 echipe de la Bălț, noi Ciciulea și Florești. De ce fete? Nu vedem băieți. Sunt și băieți, acum băieții sunt pregătiți la ora 1, au campionat la Raion, la Glodeni și vom lua cu speranța locul întâi. Sperăm. Luați deseori locuri... Da, premiante. Noi am luat locul 3 în campionatul de toamnă la campionatul Republicii și acum suntem pe locul 1, mai avem cu 2 jocuri, dacă le doresc succes la fete, noi le antrenăm să luăm locul 1. Și noi vă dorim succes. De ce faceți fotbal? Eu fac fotbal să-mi mulțumesc visul. Eu fac fotbal pentru că îmi place acest hobby și aș vrea să continui mai departe. Mulțumesc. De câtă vreme faci fotbal? Aproximativ 2 ani sau un an jumate. Așa. De ce fotbal? Pentru că e hobby meu favorit. De câte ori pe săptămână faceți antrenament? De 3 ori pe săptămână. Vă rămâne timp și pentru ore? Tu ești portar? Da. Așa. Cum e să fii portar? Este foarte bine. Așa. Câteodată se mai întâmplă că te pălești, dar... Te lovești, da? Da. Așa. Și prinzi des? Am văzut că ai înhățat și un gol. Câteodată scap și un gol, dar... Nu se întâmplă întotdeauna. Așa. Noi vă dorim succese! Băștinașii noștri, unde nu ar fi, cât de departe de casă nu ar fi, tot timpul dorul este la baștină, gândul este la sunt baștină. Sunt foarte activi. Da, sunt foarte activi. Sunt implicați băștinașii noștri la implementarea multor proiecte. Puteți prin... numiți 1, 2, 3 proiecte? Da, și mai multe.
Trotuare sigur în Ciuciulea, din cadrul proiectului Migrație și Dezvoltare Locală, pentru că l-am implementat, am mai primit o donație de 10.000 de dolari și am implementat trotuare sigur în toată Ciuciulea. Avem iluminatul stradal. Avem, da, că spunea domnul primar că până mai de unezi, da, ardeau doar 9 lămpi pe străzile, da, din Ciuciulea. Acum sunt foarte, foarte multe străzi. Avem dotarea casei lui Bădilă, hostelului, parcul băștinașilor, terenul de joacă, Ciuciulea, vatra stilului de viață sănătos, care avem și instalate aparatele de fitness. Deci foarte multe proiecte la care se implică băștinașii noștri. Da. Benefic este pentru elevii din școală, fiindcă a patrulea an noi avem instituită o bursă, Dr. Ava Paul Mihail. Mulțumim aici administratorul nostru Viorel Cojocaru, cât și dănotare e Zamfira Mihail de la București. Dragii mei, completăm fix cu aceleași cuvinte, completăm acest tabel și în partea dreaptă. Vă rog frumos! Noi știm că tu ești eleva care răspunzi întotdeauna și te implici întotdeauna la orice concurs și obții nota 10. E adevărat? Nu pot să spun că am 10, dar între peste 9. Adică de la 9 în sus. Nu sunt 10-10. Îmi place să mă implic și să fiu un model pentru cineva. Așa. Dar pentru tine cine este model? Profesorii sunt modelul pentru mine și frații mei, care eu vreau să fiu ca ei. Pe plan intelectual să fiu ca ei. Așa. Vrei chiar să-i depășești? Da. Așa. Am înțeles că tu ai fost și la Chișinău. Da, ce ai făcut acolo? Am participat la un concurs în care eu trebuia să fac un eseu despre cum văd eu Moldova europeană și respectiv eseul meu a fost înaintat la Grodeni și de la Grodeni înaintat la Chișinău. Și respectiv am avut ocazia să vizitez președinția Republicii Moldova. Tu vezi Republica Moldova o țară europeană? Da, o văd europeană din toate punctele de vedere. De ce? Pentru că am fi un stat mult mai dezvoltat pe plan economic. Am avea mai multe, poate mai multe locuri de muncă, o inflație minimă, sper. Elevii văd viitorul Republicii Moldova în comunitatea europeană. Dumneavoastră, care ar fi opinia dumneavoastră și cum o motivați? Desigur că noi, profesorii, tindem împreună cu discipulii noștri să ajungem în comunitatea europeană, pentru că doar acolo, prin intermediul Europei, Moldova va prospera, va înflori și mai mult și desigur că economia țării noastre ne va crea și nouă posibilități datorită economiei Republicii Moldova să avem și noi niște salarii mai motivate, mai, zic chiar așa cum este, mai mari. Pentru că munca noastră este remunerată reieșind din economia țării și tindem spre ceva mai bun, ceva mai luminos. Ce vedem noi aici? Am câștigat un proiect și am confecționat o sală de clasă în care copiii practică ore de știință, geografie, un proiect din partea Asociației Băștinașilor. Așa, s-au implicat. S-au implicat ABD Junior copiii și s-au câștigat o sumă bunicică, în care, în afară de această sală, am confecționat și un teren de joacă cu niște aparate de sport în partea dreaptă a terenului. Avem în cadrul asociației, avem grupul de juniori și atât. Doamne, vă rog, vă spun ceva despre juniorii noștri. Îi implicați pe cei tineri, că am văzut că fac activități și de voluntariat. Avem o experiență foarte frumoasă la nivel de localitate. Îi învățăm cum să se implice la nivel de comunitate și în acest sens, participând în calitate de
organizator în scriere de proiecte, am participat cu tineri în cadrul proiectului APEL, aplanarea problemei ecologice locale, unde fosta grădină zoologică unică din fostul spațiu sovietic în zonă rurală, care a fost transformată treptat de-a lungul anilor într-o groapă de gunoi în mijlocul satului, aici nu departe. Noi, cu, desigur, la inițiativa și cu susținerea autorităților publice locale și în special a domnului primar Ilie Calistru, am hotărât să o reabilităm și prin proiectul APEL am amenajat un mini-parc care i-am dat denumirea Tudor Vatavu, fostul întemeitor a grădinii zoologice din Ciciulea. Doar prin argumentarea necesităților putem obține finanțare. Domnule primar, așa da, este, da? Da, asta este... O primă condiție. O primă condiție. Am implementat și proiectul bugetare participativ. Avem iluminare 4,5 km prin proiectul DAR 1+3. Avem prin satul european... expres iluminat stradal anul trecut și avem și din bugetul local și din alte surse. Mai urmează să implementăm și alte străzi. Poate că ar trebui extinse niște servicii pentru bătrâni. Vedem după proiectele în care ne vom implica. Sunteți o comunitate activă. Da, ne implicăm. Grădinița noastră se numește grădinița numărul 2. Se află în partea de jos a satului. Toți așa o cunosc ca grădinița din partea unde se află moara. Și avem la moment 44 de copii. De această grădiniță a fost dotată încă din anul 1962. Este o grădiniță foarte veche, o clădire foarte veche. Dar pe parcursul anilor a devenit din ce în ce mai frumoasă, din ce în ce mai dotată. Noi am primit și din partea Guvernul României, multe ajutoare, s-a efectuat o reparație interioară a clădirii. Am primit în dar donație, topogam, carusel, o mașină automat de spălat. Cu ajutorul administrației publice locale a ajuns și la noi apa arteziană, care cândva ne foloseam de apa din fântână. Noi însă mai avem și unele obiecte care nu sunt încă realizate. Ca să putem realiza o reparație exterioară, este nevoie de a o încălzi, de a face încălzire termică sau cum să mai spun, pentru a menține căldura interioară. Nicătând la faptul că nu mă motivează deloc salariul, însă eu sunt foarte bucuroasă că am un loc de muncă și sunt acasă și sunt alături de copiii mei. Sperăm ca pe viitor să avem cât mai mulți copii pentru a educa o generație de copii deștepți și să ajungă și ei oameni mari. Ne-am dorit o sală de festivități ca să avem unde petrece toate activitățile extracurriculare. Mai lucrez cu ziua, m-am mai pensat, dar seara când îmi pădorni mai apuc și mai cos ce să fac. Asta-i. Așa. Și câte lucrări ați realizat până în... Ei, multe, nu le... Ce faceți cu ele? Le mai vând, le mai dau de pomană. Așa. Faceți un bănuț pentru piezi? Da, da, ce să fac. Cine sunt cumpărătorii? E lucrul la care le plac. Au un nunt, poate să facă în stil tradițional. Să iau pierne modită de păsut la nereasă. Lucruri foarte rare. Asta e pentru modiță? Nu modiță, așa spunea înainte la icoană. Asta e o modiță. Dar puteți să le explicați telespectatorilor ce înseamnă modiță? Ternuță, mai mici. Să știți că e o cruzime să lăsăm așa în dezordine, în distrugere aceste clădiri. Vine vremea, foștii noștri elevi, domn primar care ne era elevul nostru, colegi care mai sunt iam astăzi, care lucrează, că nu era lumină. Din 69 eu sunt satul ăsta. Nu era lumină. Șeful de gospodărie ne aducea lămpile în fiecare de gaz. În două schimburi lucram. Glot, era rău, fără lumină, dar lucram. Sobile nu funcționau bine. Așa încotoșmânați, dar copiii noștri aveau carte.
a făcut studii. Aveam făcut educație și datorită cadrelor didactice. Eu aș vrea și mi-mi imaginez zi și noapte. Doamne, și mă rog, Doamne, unde sunt cei oameni de bună credință să se întoarcă și la noi în sat, să mă investi ceva, uitați în clădirea asta, eu șed ciudat și mă gândesc cât de bine ar fi ca pe tot anul, pe parcursul întregului an, să fie ca un sanatoriu pentru oamenii bătrâni, în vârstă, ca să se trateze două săptămâni, să șadă în condiții minunate. Iar pe timp de vară, mi-aș dori că sunt nepoți, sunt copii și la școala noastră, care mai ales sunt copii încă în școală din familii vulnerabile. Cât ar fi de bine ca ei în vacanța de vară să se odihnească acolo un sejur de 10 zile. Avem specialiști, avem bucătari, avem educatori, avem tot. Numai ce n-ar fi frumos? Ar fi bine, da? Să apropii cu milă și față și de la noi, Ciciulea. Noi la proiecte participăm, peste tot participăm, dar se vede că e puțin. Ne aflăm în acest parc și vedem două clădiri vechi. Avem alături clădirea Școala de Băieți, construită la anii 1860 și ceva, egal așa o clădire cum este în partea dreaptă, este și în fața bisericii, unde era Școala de Fete, construită în perioada anilor 1850-60. Iar alăturate avem clădirile construite în anii 1960. Aveți un plan și pentru aceste edificii? Avem pe cineva interesat de clădirea Școala de Băieți pentru reabilitare, să meargă cu un proiect spre Uniunea Europeană, spre București, pentru reabilitare și de ce nu amenajarea unui muzeu al satului în această clădire. Ar fi posibil. Ar fi posibil și cred că odată cu deschiderea negocierilor vom putea atrage fonduri europene. Am văzut aici o clădire foarte mare. Ce e cu această clădire? De fapt, sunt două cămini, unul cu 5 etaje, unul cu 2 etaje. Și din păcate, școala profesională, din lipsa de elevi, s-a asistat activitatea sau a fost cumva absorbită de școala de meserii Glodeni. Și atunci elevii revin aici local doar pentru a-și petrece lecțiile practice. Noi am încercat să păstrăm și să continuăm, să mergem mai departe cu lucrurile bune, ca să fie continuitate, că doar așa noi o să putem păstra numele bun, numele auzit în lumea satului Ciciulea. Vă dorim succes să realizați proiectele pe care le-ați inițiat. Iar telespectatorilor le dăm întâlnire ca de obicei sâmbătă la ora 16 la TVR Moldova.